George, scuză-mă, atâta vreau să spun, fac doar o paranteză. Dacă se întâmplă lucrurile astea, învățați să comunicați. Pentru că marea forță a lui Gigi Becali, indiferent că îl plăceți, că nu îl plăceți, ce părere aveți voi despre el, ce părere n-aveți, marea forță a lui Gigi Becali este că el comunică. Da, că nu vă place vouă cum comunică, ok, dar comunică, adică vreau să scoți de aici cuvântul principal. Pentru că uite, tu ai intrat acum și spui niște lucruri, sunt niște lucruri pe care oamenii le aud. Voi aveți o problemă, uite, îți dau un exemplu, da? Noi la emisiune aici sunăm la 1900, cum îi zice? Ase, nu știu ce. Doamne, nu intrăm acum, că nu știu ce. Vrem să vorbim cu comandantul. Nu se poate, domne, decât dacă faceți nu știu ce hârtie. Nu lasă-l pe Talpan. Dacă nu știu ce cerere. Nu merge așa. George, tu ești un om inteligent. Ai fost Ajax. Pe tine scrie, dacă nu comunici, da, dacă nu comunici, tot ce faceți voi, bun, mai înțeles, nu va ajunge la oameni. Degeaba voi stați în bula asta voastră, doi, noi suntem CSA Steaua și suntem nedreptățiți de presă. Că asta e bula și discuția care e acum pe forumuri. Uite, domne, nenorociții din presă ce fac. Și eu când sună producătorul la asociație, nu, domne, nu intrăm. Nu intrăm, că voi vorbiți cu Gigi. Și dacă vorbim cu Gigi, ce? Dacă vorbim cu Gigi. Păi te-am sunat să intri și tu, să spui părerea și părerea ta să fie auzită, pentru că asta e o emisiune la care au ajuns să se uite în direct sute de mii de oameni și din caturi și din ce scoatem din emisiune, milioane de oameni, George. Comunicare, da, aveți o problemă. Eu pot să înțeleg lucrurile astea. Fiecare are stilul lui de a comunica. Noi comunicăm ca și club prin comunicate de presă, odată la nivel de club. George, scuză-mă că te întrerup. George, noi știi că am vorbit, George, sunt comunicate de alea cu limbă comunistă, de lemn, în care oamenii nu înțeleg mai nimic. Știi că am și discutat. Una e să intre George Ogăraru să spună lucruri, să intre un oficial al clubului să spună lucruri și alta e să citim comunicatele alea de patru colea, patru din care Dar zici că-s de la Moscova, George, pe cuvânt, zici că-s direct de la Kremlin. Nu putem să intrăm de fiecare dată și să intrăm în polemică cu fiecare editorialist sau patron sau angajat. Dar nu intrați aproape deloc, George, scuză-mă, nu intrați aproape deloc. Eu te întreb pe tine, ultima oară cred că ai intrat la Digi acum cât timp tu? Cred că ultima oară. Nu știu, acum o lună, cred. Într-o lună fotbalul e mișcare, totul se mișcă, mai ales în situații. Eu, ascultă-mă, eu doar mi-am... Eu prefer ca pentru mine să vorbească faptele, lucrurile. Sunt cunoscute de public, nevoie, George. Nu am nevoie nici de imagine, nici de popularitate. Da, dar nu-ți place, nu-ți place. Rezultatul de acord, mele. Dar nu-ți place când intră alții și spun minciuni. Când spun neadevăruri, da, bineînțeles, nu-mi place. Și atunci, câteodată, mai ies și mai... Dacă mai ies câțiva și spun minciuni, mă apar mai des atunci. Da. Adrian Ilie râde, zice, dacă mai spun unii cum spui tu minciuni, atunci o să ieși mai des, spune, râde Adrian Ilie. Nu vreau să fac un obicei din lucrul ăsta, dar am simțit că trebuie spus, deși poate să pară puțin alaudă, dar cum ziceai mai devreme, unele lucruri trebuie spuse, punctate la un moment dat, cine vrea să le rețină bine, cine nu. Vreau să te întreb ceva, dar sincer, și după aceea chiar vreau să ne continuăm discuția cu Academia, chiar mă interesează, că noi vrem fotbaliști de care să discutăm.